Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni la dumneavoastră cu un nou tutorial și anume acest clopoțel croșetat. Este un model accesibil doamnelor începătoare. După cum vedeți, clopoțelul meu are o anumită stabilitate, nu este nevoie să fie apretat, deoarece eu l-am lucrat cu acest fir de bumbac, care este adaptat croșetului cu numărul 3, 3 și jumătate. Însă am folosit croșetul cu numărul 1,05. În acest mod, clopoțelul nostru nu va fi nevoie să fie apretat. De asemenea, am adăugat și acest fir de lame în partea de jos, deci ultimul rând. Vreau să specific că cine nu dispune de firul de lame poate lucra cu altă culoare de bumbac, indiferent care, cu roșu, cu verde, culori dorite de dumneavoastră sau chiar cu alb. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm și, așa cum vă spuneam, folosind croșetul cu numărul 1,05, eu am dat stabilitate acestui clopoțel și nu este nevoie să fie apretat. Voi face pentru început un număr de 5 ochiuri de lanț. Deci facem 1, 2, 3, 4, 5, închidem în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat, după care continuăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Adăugăm 2 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet vom intra în corespondența cercului format și vom lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, din nou un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom lucra un total de 8 piciorușe duble separate de câte 2 ochiuri de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. După ce am lucrat și cel de-al 8-lea picioruș dublu, voi face cele 2 ochiuri de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al 3-lea ochi de lanț din primul picioruș. După care, cu fir alunecat, voi intra în corespondența primului arc format din cele 2 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al 2-lea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom intra în spațiul următor și vom lucra din nou 2 piciorușe duble, 2, urmat de alte 2 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Am lucrat ultimele 2 piciorușe duble, acum voi face cele 2 ochiuri de lanț de separare. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al 3-lea ochi de lanț din primul picioruș, iar apoi cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț. Iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al 2-lea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Deci, de data aceasta, în corespondența fiecărui arc format din cele 2 ochiuri de lanț de separare, vom lucra 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble. Cel de-al 2-lea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, în corespondența spațiului respectiv.
Apoi ne deplasăm în următorul spațiu și în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Mă voi deplasa cu fir alunecat către spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, iar în interiorul acestora voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, voi face un ochi de lanț de separare, după care voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra în același mod. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, și 2, un ochi de lanț de separare, după care continuăm în corespondența fiecărui spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ochiul de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat ne îndreptăm către mijlocul lucrării în spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, iar aici, practic, pentru două rânduri, vom repeta exact ceea ce am lucrat acum, cel de-al treilea rând. Deci primul, al doilea, al treilea. Acesta este cel de-al patrulea, așa. Deci facem două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, după care firul pe croșet, intrăm în corespondența următorului spațiu și vom lucra din nou două piciorușe duble, firul îmi rămâne mereu în urmă, trei ochiuri de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble, deci practic acesta este cel de-al doilea rând lucrat în acest mod, iar noi vom continua pentru un total de trei rânduri, deci primul am lucrat deja, acum este cel de-al doilea și cel de-al treilea îl vom lucra în același mod, după care ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul celui de-al treilea rând lucrat în același mod. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmate de alte două piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu, iar între acestea câte un ochi de lanț de separare. Cu fir alunecat am ajuns din nou în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, scuzați, și voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, patru ochiuri de lanț de separare, 3, 4, vom continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Eu sper să se vadă, stau într-o poziție foarte incomodă, să se poată vedea bine ceea ce lucrez, de aceea nu reușesc prea așa. Apoi voi face din nou un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, intru în următorul spațiu și lucrez două piciorușe duble, 1, 2,
patru ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, urma de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, ochiul de lanț de separare. Și apoi continuăm în celelalte spații, în același mod. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în spațiul format din cele patru ochiuri de lanț. În momentul în care am ajuns aici, vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cel de-al optulea picioruș dublu. Deci în spațiul format din cele patru ochiuri de lanț, noi vom lucra 8 piciorușe duble, după care firul pe croșet și ne deplasăm în următorul spațiu. Iar aici vom repeta din nou cele 8 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cel de-al optulea picioruș dublu. În acest mod vom lucra în corespondența fiecărui spațiu format din cele patru piciorușe, patru ochiuri de lanț, scuzați. Și astfel ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 8 piciorușe duble. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea picioruș de la începutul celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Acum vom face ultimul rând, un rând de piciorușe scurte, care îl voi lucra cu acest fir. Voi lăsa firul alb încă atașat lucrării. Voi pune firul de culoare argintie. Voi trage foarte bine firul alb să-l ascund. Voi pune pe spate capătul de fir argintiu. Și voi face un rând de piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, având grijă să prindem amândouă capetele de fire, în felul acesta. Și încet, încet vom face și aceste piciorușe scurte, după care vom încheia lucrarea noastră. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vă rog să scuzați dacă poate uneori m-am încurcat, însă modelul este cel care îl vedeți. Vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Suntem aproape la sfârșitul acestui rând, acum voi tăia firul alb și capătul de fir argintiu, în felul acesta. Voi face ultimele piciorușe scurte și vom închide lucrarea. Încă un picioruș scurt aici pentru a acoperi totul.
greu, intră, acest fir este foarte delicat, îl voi scurta, vom ascunde și capătul de fir. Vom închide, cum închidem orice lucrare, după care, pe spate, așa cum am învățat întotdeauna, vom sări două piciorușe, extragem firul pentru a-i da o ținută frumoasă aici unde închidem și da, vom ascunde acest capăt de fir dându-i un pic de siguranță. Acum, la aprecierea dumneavoastră, dacă doriți să-l apretați. Dacă doriți să apretați pentru a dura mai mult, pe canalul meu veți găsi tutorialul cum apretăm cu gelatină. Apretând cu gelatină, lucrarea va dăinui câțiva ani foarte buni, fără să fie nevoie să se repete apretarea. Și, bineînțeles, țin să precizez că nu schimbă culoarea originală a lucrării. Apoi, aici, pentru a închide, fiecare face în modul în care dorește. Fie atașează un fir transparent, de aceea eu nici nu am făcut nimic altceva, fie un șnur lucrat din simple ochiuri de lanț, fie o pânglicuță, fiecare îl atașează în modul în care dorește după ce îl pune în ordine. Spun după ce îl pune în ordine pentru că, așa cum v-am spus, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să îl apretați. Însă, eu cred că chiar și cu fixativul de păr, dacă nu cu gelatină, se poate apreta foarte bine. Eu cam atât am dorit să vă prezint. Dacă vă place ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, eventual să distribuiți și, ca întotdeauna, vă spun aceleași cuvinte. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Iar noi ne vom întâlni cu noi tutoriale. La revedere!